Investiția pentru noua grădiniță din cartierul Lițcani se ridică la 2,5 milioane de lei, dintre care aproape 500 de mii de lei reprezintă contribuția primăriei Suceava. Primarul Ionungu a anunțat că pe viitor unitatea ar putea fi transformată în grădiniță cu program prelungit. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de Consiliul Local al municipiului Suceava. Am demarat în acest an intenția de a construi o grădiniță în cartierul Lițcani. Între timp, proiectul a ajuns la finanțare la Ministerul de Dezvoltare Regionale, la MEDERAP, pe un proiect construcție grădinițe regiunii Nord-Est, în care este cuprinsă și grădinița la Lițcani. Astăzi noi aprobăm aceste sume și asocierea cu Ministerul Educației Naționale și promovăm acest proiect pe axa 10, educațională pe program operațional regional. Total, valoarea investiției 2.505.554 de lei fără TVA, din care contribuția primăriei la cheltuieli eligibile 470.004,94, contribuția primăriei la cheltuieli neeligibile 8.340,1 lei. Doamne ajută să o putem promova. Sigur că solicitarea mare, știm cu toți, este grădiniță cu program prelungit. Ei bine, pe fonduri europene nu se aprobă aceste grădinițe cu program prelungit, dar se fac cu program normal. Dar după 5 ani de zile, dacă nu știu Dumnezeu, putem transforma, făcând niște modificări acolo, să dăm și destinația de grădiniță cu program prelungit. La fel de bine să știe că în Lițcani astăzi avem două grădinițe care funcționează în două case vechi și este bine să avem o grădiniță nouă acolo.